Salut, sunt Claus și azi vă prezint ultima aventură a Antoniei, unde anume chiar la complexul nou dat în folosință de la Vața Băi. Rămâneți aproape să vedeți ce fain ne distrăm și ce fain noi complexul în întregime. Hai că mâna, luăm pun. Până se deschide la ștrand, stăm aici în parc. Abia de la 10. Un bazin semi-olimpic, foarte mare, cu apă rece. De fapt, nu neapărat rece, dar nu termală. Un bazin cu jacuzzi în trepte și cu hidromasaj, o mulțime de șezlonguri, dar în zilele de sâmbătă, duminică, trebuie să ți le rezervi dinainte dacă vrei să prinzi loc, încă e destul de plin. Și aici sunt două bazine cu apă termală, caldă, foarte faine, curat, peste tot. Cam mici, dar sunt ok. Iar în partea cealaltă, aici ai bazinul mare, iar în partea cealaltă este un bazin cu apă termală, dar cu apă sărată. Nu e apă sărată din pământ, e adunat și pus un bolovan de sare acolo în colțuri, dar e apă sărată. Se poate sări în apă, poți să te distrezi, poți să faci ce vrei în inimita bună, cum o simți. Anton! În incinta ștrandului este un restaurant unde se poate servi masa, înghețată o cafea, iar în incinta complexului mai sunt două restaurante, așa că partea asta nu duce în grijă. Cam asta a fost. Antonio a început grădinița, iată și câteva poze din prima zi de grădi, așa că până data viitoare, pace, iubire și Doamne ajută!